Dragostea mea pentru teatru începe încă din copilărie și să o iau de la o vârstă foarte fragedă. Când eram de 4 sau 5 anișori, ascultam povestea de seară pentru copii. Era o poveste spusă de către marele nostru actor, Octavian Cotescu. Iar după ce ascultam povestea, așteptam ca acele personaje să-mi apară în viața de zi cu zi, în mintea mea de copil. Dar mi-am spus, când o să fiu mare, o să citesc și eu povești copiilor și o să-i fac fericiți. Un vis care s-a îndeplinit. Și a venit timpul să dau la teatru. Am dat la teatru după ce am terminat liceul în 1981. Am dat la Târgu Mureș. N-am luat. Și m-am cam supărat eu așa și am zis, nu mai dau la teatru, gata. O să dau la... N-are nicio legătură cu teatru. O să dau la poliție. Am debutat cu rolul Miranda din cartea lui Prospero, în regia lui Sergio Angel. Am avut niște emoții, cum nu vă puteți închipui. Dar nici nu știu când a trecut o oră și ceva din spectacol. Că simțeam că zbor pe scenă, adică era ceva extraordinar ce mi se întâmpla. Teatru pe mine m-a ajutat să pot exprima mai liber ceea ce am de spus, sentimentele. A fost un fel de terapie. Eu am niște cursuri cu copii și nu vin niște copii care să spunem că sunt super talentați sau talent. Vin cu niște probleme emoționale și atunci îi ajut cu teatru, fac terapie cu ei prin teatru. În film nu prea am experiență. La un moment dat a venit Francis Ford Coppola, avea nevoie de figurație și am făcut figurație acolo, adică o experiență am avut. Cred că atunci am filmat cea mai friguroasă zi din că s-a filmat iarna, din câte ierni a fost vreodată. Foarte, foarte frig a fost. Dar a fost o experiență. O experiență frumoasă.